găsit, stimați telespectatori! Iată, venim cu bucurie din nou în casele dumneavoastră, fiindcă și astăzi avem invitați speciali și cântece care vă vor veni pe placul dumneavoastră. Rămâneți alături de noi! Am revenit în studio alături de invitata mea, Stella Botez, sau Steluța, cum îți zici? Stella Botez. Mulțumesc pentru invitație. În sfârșit, mă bucur că am ajuns la Buziu TV. N-ai fost niciodată? Nici într-o emisiune, da? Mai ales în casa nouă pe care o aveți, n-am fost niciodată. Azi am intrat pentru prima oară și mă bucur. Păi se spune că trebuie să iei o piatră în gură ca să mai poți veni. O să iau piatra mai spre sfârșitul emisiunii, pentru că va trebui să vorbesc mai întâi de toate. Stella, și noi ne bucurăm că ai pășit pragul acestei instituții, acestei televiziuni, care știi și tu prea bine, propagă doar cântec. Oricând e vorba de cântec, tu ai ce spune și mai ales ai ce cânta. Ești venită aici la Chișinău, de prin părțile Sudului, și anume din ce localitate? Eu sunt născută în Pleșeni, raionul Cantemir, iar de la vârsta de 12 ani, când eu aveam 12 ani, împreună cu familia ne-am mutat cu traiul în orașul Cahul, pentru că ne-am dorit o perspectivă, ne-am dorit, părinții și-au dorit ca eu să fac studiile muzicale complete și să urmez drumul cântecului, și de aceea până în 2009 am locuit și am învățat în orașul Cahul, acolo unde, pe lângă școala medie generală și școala de arte pentru copii, am studiat ulterior colegiul de pedagogie muzicală, iar când a venit momentul să fac studii superioare, am ales cantul popular și am venit la Chișinău, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde am făcut cunoștință cu folclorul autentic și cu cobza. Bănuiesc eu că ai făcut cunoștință cu folclorul autentic, așa după cum te-ai exprimat, ceva mai înainte, și anume acolo la tine acasă și mai ales la Cahul, unde se joacă atât de focos și unde și se cântă mai specific decât în alte zone. Da, dar odată ce eram la Cahul, nu cunoșteam folclorul teoretic. Eu, chiar dacă vedeam dansul, vedeam costumul, vedeam obiceiurile, tradițiile, vedeam și auzeam cântecele care se cântau în zona de sud, eu nu le percepeam și nu le înțelegeam. Ulterior, când am venit la Academie și am făcut niște studii bazate pe cercetările din toată Basarabia, atunci am putut să-mi dau seama că la sud este o diferențiere față de zona de nord. Și atunci mi-am dat seama de ce oamenii dansează așa, de ce la noi se pronunță așa anumite cuvinte, de ce oamenii poartă un alt fel de costum decât cel pe care îl văd eu la televizor la interpreții din nordul Moldovei, spre exemplu. De aceea consider că totuși studiile în folclor le-am obținut la Chișinău, dar, într-adevăr, pentru prima oară am descoperit folclorul acasă, la sud. Ca ulterior să-l înțeleg. Câți copii sunteți în familie? Suntem doi, mai am un frate. Mai mic sau mai mare? Este mai mic, dar nu are nicio tangență cu muzica. El are doar ritm. Atât. Eu vroiam să știu cum de părinții tăi, care erau născuți într-un sat, și știm cât de legați sunt oamenii satului de loc, de pământ, de casă, au putut să abandoneze acele locuri pentru binele copilului lor. Tatăl meu este în sat poreclit surucianu, pentru că el cândva cânta la petreceri, la club, el era artistul satului. Deci talentul îl moștenesc de la tata. Și el a cântat în tinerețe, perioada de glorie, o anumită perioadă de glorie, dar după care a început să muncească ca fiecare țăran la muncile pământului și atunci nu și-a putut realiza visul de a ajunge pe scenă. E, când a văzut că Hixa este talentată, a zis, trebuie să o ajut să urmeze calea cântecului, să ajungă acolo unde n-am ajuns eu. Respectiv, tata a avut motivația și curajul să vândă casa din sat și împreună cu mama și cu fratele meu să mergem să locuim în oraș. Au jertvit, într-adevăr. Și să știți că nu doar părinții mei, dar chiar și eu, chiar dacă doar 12 ani i-am trăit la țară,
dar m-am atașat foarte mult de sat. Și eu până acum, atunci când merg la țară, în satul Pleșeni, am emoții foarte mari. Mie mi-este drag să merg pe strada unde am copilărit, să văd casa unde am copilărit, chiar dacă această casă astăzi nu mai arată așa. Au transformat-o noi stăpâni, i-au modificat anumite chestii. Dar mie îmi provoacă foarte multe emoții și amintiri frumoase codrii Tighecului. Iazul unde stăteam eu ore întregi pe malul Iazului și cântam și ascultam tot felul de zângănele care se auzeau de pe o turmă de oi din celălalt capăt de deal care se vedea de pe malul Iazului meu. Deci oamenii din sat mi-au rămas în amintire. Eu sunt foarte atașată de satul meu și uneori plâng, dar așa este viața. Probabil trebuie să jertfim anumite chestii ca să dobândim realizarea scopurilor noastre. Și mă bucur că părinții mei au avut inteligența și înțelepciunea, dacă vreți, să iau o astfel de decizie. Iar eu mă bucur că am venit în Chișinău, că dacă stăteam acasă, nu era să pun valoare în toate aceste lucruri care sunt, după părerea mea, mai mult sufletești. Nu sunt materiale absolut deloc amintirile sau ceea ce cânt eu astăzi, îmi dau foarte bine seama că este implantat în subconștientul meu încă din copilărie. Spre exemplu, astăzi eu știu să și-mi place cel puțin să fluier melodii, dar niciodată nu m-am gândit în copilărie că o să fac din fluierat un cântec. Ori în copilărie, în pădure, am învățat a fluiera. Și o făceam așa, copilărește. Iată, peste ani am înțeles de ce eu atunci am învățat să fluier. Sau momentele de singurătate pe care le petreceam pe malul Iazului din sat, în care eu visam, de fapt, să ajung cândva artistă, să cânt pentru o lume întreagă. Și mi-imaginam luciul apei, o sală întreagă de oameni și eu lor le cântam. Iată, niște chestii copilărești și stranii, dar în timp ele s-au realizat și îmi dau seama că acum eu pur și simplu am mers pe drumul vieții mele, drum pe care mi l-am dorit cândva în copilărie, chiar dacă atunci nu conștientizam treaba asta. Cine ți-a mai rămas acolo în sat? A rămas Nenica. Nenica, cine e Bunelu? Adică este Bunelu din partea tatălui. Au rămas frații tatălui, verișori, și cam atât, pentru că și alte rude, prieteni, spun cam atât pentru că mămuța, adică bunica din partea tatălui, Dumnezeu s-o ierte, a decedat când eu aveam 3 luni. Dar ca să înțelegeți o chestie care pentru mine este la fel sensibilă, părinții mei, ambii, și tata și mama, atât frații tatălui, cât și nenica, sunt oameni înalți de statură. Iar eu sunt unica mărunțică în familia noastră. Și chiar dacă n-am cunoscut-o și nu țin minte pe mămuța mea, tata îmi spune că eu seamăn întru totul lui mămuța. Tot așa micuță? Tot așa micuță, îndrășită, subțărică, iute și bună de gură. Bună caracteristică ți-ai făcut sau da. Ți-au făcut părinții. Cred că mi-am făcut-o eu acum. Uite, stau și te ascult foarte atent despre locurile, ce povestești, ce spui despre locurile copilăriei și, într-adevăr, din totdeauna am fost convinsă că o personalitate este neapărat marcată de locul de unde provine, fiindcă tot ceea ce vorbești și Iaz și pădure și verișori, verișoare, da. Străzi, străduțele cele înguste și de multe ori pline de noroi, dar ele ne-au crescut, ele ne-au educat într-un fel, ne-au dezvoltat imaginația despre ceea ce vorbești, de scena improvizată din memoria ta. Și cred că toate lucrurile astea, într-adevăr, s-au sedentat în subconștientul tău ca apoi să prindă viață în cântecele pe care le interpretezi. Da. Și apropo de cântece, le culegi în exclusivitate din părțile de sud sau mai calci cu piciorul și prin alte zone?
Cu piciorul în alte zone încă nu am drăznit să calc. Și zic că am drăzni pentru că se consideră chicioși interpreții care cântă din altă zonă, dar de fapt să cânti dintr-o altă zonă este foarte greu, după părerea mea, pentru că nu este ceea ce te reprezintă. Eu, repertoriul pe care l-am acum, este preluat din culegeri de folclor și mă refer la cântecele pe care le interpretez eu cu Cobza, în cadrul proiectului Fata cu Cobza. În timpul studenției, cât și după, nu prea am mers, sincer, nu prea am mers pe la țară să culeg folclor, dar am deschis cărțile alea prăfuite care stau la Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, le-am răsfoit, am descifrat cântecele și le-am preluat în repertoriu. Culegerile de folclor sunt cât se poate de autentice, realizate de către mari cunoscători și folcloriști care pe timpuri într-adevăr mergeau în expediții folclorice prin satele din sudul Moldovei și au cules cântece foarte frumoase. Eu doar le-am preluat. Nu mi-asum responsabilitatea și nu pot să spun că eu am mers și am cules, pentru că n-am făcut asta. În repertoriul meu mai am și cântece acompaniate de orchestră. Acestea sunt compuse de mine. Iată, aici am îndrăznit să scriu eu atât vers cât și muzică, pentru că odată ce există inspirație și vin idei pe care le așez pe hârtie, după care le consult cu un profesionist, în cazul meu le-am consultat cu maestru Bodgros, atunci de ce să nu cânt ceea ce simt eu? Și am în repertoriu și cântece compuse de mine. Cam așa croiesc eu, ca să zic așa, bagajul de repertoriu și sper să nu fie foarte greșit, pentru că până la urmă artistul este cel care vine cu un mesaj în fața publicului. Iar mesajul trebuie să fie înțeles și perceput și drag, în primul rând, al artistului. Apoi publicului pentru care artistul vorbește ceva. Și totuși ai absolvit o facultate, canto popular, da, unde baza sau unde se punea accentul pe cântecul folcloric, pe cel cules. Chiar nimic nu ai cules de acasă? De la părinți, de la bunei, din satul tău Pleșeni, despre care vorbești atât de frumos? Ba da, două cântece din sat am. Și le-ai înregistrat? De fapt, trei cântece. Unul dintre care l-am înregistrat. Cântecul înregistrat se numește Am venit din nou acasă. Celelalte două cântece urmează să le înregistrez, dar cu celelalte două cântece am participat la concursuri de folclor, atât la noi cât și în România. Deci au trecut prin sita concursurilor, au trecut prin ochii și urechile publicului. Urmează eu deja să le realizez ca și produse muzicale și să le aduc în fața publicului cât se poate de frumos și de profesionist. Cam câte cântece ai adunat deja în bagajul tău, repertoriul tău? Să știți că nu le-am numărat, pentru că sunt multe care așteaptă să fie. Eu vorbesc de cele deja realizate, cele deja scoase realizate în scenă. Am un album de colinde de Crăciun, majoritatea fiind din sud, la fel preluate din colegii de folclor. În cadrul Fata cu Cobza îs 8 cântece și 9 melodii imprimate cu orchestra lăutării. Mai revenim la repertoriul tău, Steluța. Stimați telespectatori, rămâneți alături de noi să o ascultăm mai întâi pe Stela Botez, după care revenim în studio la discuția noastră. Când îi pleca, Maionelul, o, oh,
poarta mea. Of, 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 ca să nu pleci în armate, măi Ionelului. Of, 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 ca să nu pleci în armate, măi Ionelului. Of, 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 cu gorani sărutată. Of, 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 cu gorani sărutată. Of, 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 mă Ionel, Ionel drag, mă Ioneluli. Of, 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 mă Ionel, Ionel drag, mă Ioneluli. Of, 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 vin de sară mai de grabă. Of, 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 vin de sară mai de grabă. Of, 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 de unde drumul o potești, mă Ionelului. Of, 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 de unde drumul o potești, mă Ionelului. Of, 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 și trifoiul gălghinești. Of, 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 și trifoiul gălghinești. Of, 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 mă Ionel, Ioneli dragă. Of, 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 vin de sară mai de grabă. A venit în studio alături de Stella Botez. Stella, tot pomeneai de proiectul Fata cu Cobza. Da. Despre ce proiect e vorba? Cu Cobza m-am întâlnit la Academie în 2009, atunci când mi-am dat seama că sunt nevoită să învăț un instrument muzical folcloric, complementar pe lângă canto popular. Mi s-a pus să aleg între cobză, fluieraș și nai. Eu am ales cobza pentru că am zis, eu la fluier și la nai nu voi cânta pentru că vreau să am ruj pe buze. Și atunci am ales cobza. Profesorul meu, Victor Botnaru, chiar de la prima lecție, cum mi-a așezat cobza pe brațe și mi-a arătat primele țiituri și prima mișcare de a cânta la cobză, eu am zis, ce fain, se dă ușor. Este ceea ce îmi place. Și îndrăgind acest instrument, din lecție în lecție tot mai mult, am decis să-l abordez și pe scenă. Ori la Academie există în regulament condiția ca fiecare student la examen să se auto-acompanieze la instrumentul pe care îl studiază în cadrul facultății. Și atunci am fost cumva într-un fel obligată, dar cred că a fost doar o ocazie și o oportunitate să apar pe scenă în fața profesorilor care mă notau, dar am apărut pe scenă cu cobza. Am cântat prima oară un cântec de leagăn, din câte eu țin minte, dar a fost o senzație extraordinară. Și atunci am înțeles că mie îmi place să fiu pe scenă cu cobza. Eu m-am simțit deosebită, m-am simțit interesantă și atunci am zis, hai să învăț mai mult. Până când domnul Victor Botnaru a zis, fat hăi, cântă cu cobla, ieși pe scenă, nu te temi. Și uite așa am alcătuit și un repertoriu la cobză, am imprimat piesele, am mai filmat câte ceva și
chiar să înțeleg că nu abandonezi copza. Nu. Nu. Deci vei cânta și pe viitor, chiar dacă multe cântece le vezi deja cu orchestră în spate, interpretându-le având și o orchestră în spate. Eu fac o diferență între cântecele cu orchestră și cele cu cobza. Cântecele pe care le cânt eu la cobză, adică cu cobza, nu le aud cu orchestră, pentru că sunt cântece vechi, de tip vechi. Eu le numesc cântece virgine. Oh, da. Asta e și folclorul autentic? Sau, da, da, este folclorul autentic. Te văd foarte activă la diverse concursuri, fie aici la noi, fie peste Prut. Tu, din propria inițiativă, mergi la aceste concursuri și pentru ce? Vrei să-ți demonstrezi ceva ție sau vrei să demonstrezi cuiva ceva mergând la aceste concursuri? La concursuri, acum, deja am depășit etapa și nu mai merg, pentru că și concursurile astea nu poate să dureze o veșnicie. Dar am înțeles în timp că, în timpul studiilor, că un interpret trebuie să treacă sita concursurilor. Este una ce învățăm noi la academie sau ce ne spune profesorul și cu totul altceva scena. Iată, concursurile sunt o foarte bună școală pentru interpreții de folclor și, în general, pentru cântăreți, în ceea ce privește experiența de a cânta pe scenă în fața publicului și în fața oamenilor de specialitate care te văd prima oară acolo la concurs. Ori în România, spre exemplu, la toate concursurile la care am fost, am fost jurizată de specialiști, folcloriști și etnomuzicologi din România, din alte zone. Deci ei pe mine nu mă știau și eu nu știam. Era cât se poate de obiectiv, după părerea mea. La noi, în Republica Moldova, puteam să mă cunosc. Poate putea să fie profesoara mea de canto în juriu. Și apropo, atunci, cine e profesoara ta de canto, să-i zicem? Zinaida Bolboceanu mi-a fost profesoara de canto și îi mulțumesc pentru tot ce m-a învățat, pentru că a făcut-o la justa valoare și la un nivel foarte bun, foarte înalt. Eu astăzi sunt ceea ce sunt și datorită dumneiei, dar am învățat și la maestru Ioan Paulencu primii 2 ani de facultate și la fel îi mulțumesc pentru toate cunoștințele pe care mi le-a oferit. Deci, după cum spuneam, concursurile au fost o școală bună pentru mine și m-am dus acolo ca să demonstrez mie ce pot, ca nu celorlalți. Pentru că noi, de fapt, atunci când luptăm în viața asta, luptăm cu ceea ce noi putem, nu cu ceilalți care ne înconjoară. Și nu cu cineva să te protejeze. Ești cu cântecul tău, cu puterea ta. Da. Te-am mai văzut și în alt proiect, un pic mai diferit de ceea ce ține de cântecul popular, cu Sochircă, actorul Sochircă. Și acest proiect e așa apărut de neașteptate. Din totdeauna am știut că un cântăreț trebuie să aibă o dicție corectă și să aibă și arta actoricească pentru ca să poate transmite mesajul spre public. Ori fiecare cântec este o poveste, este așa o e. Istorie. Și atunci am zis, merg la niște cursuri de arta vorbirii și arta actorului. Am mers la atelierul domnului Andrei Sochircă și acolo dumnealui m-a cunoscut nu doar ca și elev la atelier, dar chiar ca și interpretă. Și atunci, când dumnealui a făcut scenariul spectacolului Povestea Omului și s-a gândit că ar fi bine să aibă alături o actriță care și să cânte, s-a gândit la mine. Mi-a propus această colaborare și eu am acceptat. Nu te-a speriat? Ba da, m-a speriat și chiar din start mă eschivam așa. Dar dumnealui a spus, avem timp, în timpul repetițiilor o să reușim să învățăm cu tine tot ceea ce trebuie să faci. Tu ai abilități, tu poți, hai să încercăm. Și am zis, hai să încercăm, să fie asta provocarea vieții mele. Și am încercat. Și? Și mi-a reușit, pentru că nici după o lună de repetiții, piesa noastră, spectacolul, a fost inclusă în concursul pentru gala premiilor Unitem, care se face odată în an și se face între toate teatrele din Republica Moldova. Am trecut acest concurs și eu, ca și
actriță, chiar dacă nu sunt actriță cu acte în regulă, am fost nominalizată pentru premiul cel mai bun debut în actorie. Premiul nu am luat, dar nominalizarea pentru mine înseamnă foarte mult. Felicitări! Mulțumesc! Ei, uite, tot vorbești de cântec, de tot felul de activități ce țin de cântec. Până la urmă ai ajuns să fii profesoară. De fapt, profesoară sunt înainte de a face folclor. Da? Da. Profesez pedagogia imediat din ziua în care am împlinit 18 ani. Aha. Eram la Cahul, eram anul 3 la colegiu și la Școala de Arte pentru Copii Maria Cebutar din Cahul, în acel an s-a dorit să se deschidă secția de canto pentru copii. Și eu am fost propusă pentru ca să fiu profesoară, chiar dacă nu aveam nici experiența cuvenită și nu aveam nici ani împliniți. Dar în septembrie, pe 11 septembrie, atunci când e ziua mea de naștere, odată... Mersi! Da. No, eu te-am felicitat, de fapt, în cadrul unei emisiuni radio. Da, vă mulțumesc! Imediat în aceeași zi, cum am împlinit 18 ani, am și perfectat actele și m-am angajat la școala de muzică. Ori tot ceea ce învățam la colegiu, pentru că eu acolo am făcut pedagogie muzicală, puneam în practică imediat la școala de muzică cu copilașii. Am lucrat acolo 2 ani, după care am venit la Chișinău. Și aici am continuat să lucrez cu copiii. Să înțeleg că îți place. Și că o faci cu dăruire. Îmi place. Dar ai ezitat. Am ezitat. Mai mult îmi place să... Mai mult îmi place viața asta tumultoasă de artist decât cea de academic, așa. Academică, de la oră la oră, orarul fix, programul fix de care eu nu trebuie să deviez, dar mie îmi place să fac ceea ce vreau. Ca artist, ca interpretă, ești liber profesionist. Da. Nu da. Ești angajată nici într-o orchestră, dar îți dorești acest lucru. Și aici trebuie să mă gândesc bine, pentru că odată ce ești angajat într-o orchestră, ai anumite responsabilități și obligațiuni pe care trebuie să le respecti. Ori eu, liber profesionistă fiind, aleg eu cu cine să cânt, ce să cânt, când și unde. De aceea, poate eu greșesc, dar cred că un cântăreț angajat în orchestră este legat de acea orchestră. Te-am mai văzut un alt proiect, că văd că îți plac proiectele. Da. Mireasa, deci rochia de mireasă. Da. Da. Și am citit acolo pe rețelele de socializare că Stella Botez a recunoscut că încă nu are un mire. Chiar nu ai un mire? Nici nu o să aibă de grabă. De ce? Pentru că așa sunt artistele. Oi, nici chiar așa. Ori bărbatul care trebuie să fie mirele unei cântărețe, că vorbesc acum la general, niște lucruri pe care trebuie să le cunoască cei de după micile ecrane. Femeia artist lipsește deseori de casă și bărbatul trebuie să respecte și să accepte programul ei de lucru, să o accepte așa cum este ea ca și artist, să-i accepte libertatea ei artistică. Pentru că mie, dacă îmi vine inspirația la 1-2 de noapte și eu mă trezesc și scriu pe foaie gândurile mele, omul de alături s-ar gândi că sunt nebună. Dar asta este procesul de lucru. Așa fac toți artiștii și fără asta n-ai cum să creezi în general. De aceea e o chestie delicată ce ține de bărbați, măritiși și așa. Eu nu mă grăbesc, eu îmi caut de treaba mea pentru că mai am foarte multe proiecte. Iar mireasă o să mai fiu. Apropo, am fost a treia oară mireasă în proiectul pe care l-ați văzut acum. Eu îți doresc să fiu o mireasă adevărată. Să-ți găsești bărbatul care să te înțeleagă, să-ți respecte alegerea și profesia. Mulțumesc. Și ce să-ți mai spun? Acum văd că ești pe alt val. Da, eu sunt pe valul meu. Pe valul tău, ține-te bine. Dar vreau să menționez faptul că chiar dacă de trei ori am fost mireasă și am îmbrăcat rochie, eu mi-am propus și am zis că dacă voi fi vreodată mireasă, voi îmbrăca doar costumul popular de mireasă făcut de mânuța mea. Pentru că așa cândva se făcea. Tu nu uita că trebuie să-i cos și cămașa mirelui în da, cazul ăsta. Da, eu cos și lui, doar să mă aștepte. Eu nu-mi rămâne decât să-ți doresc să ajungi la nunta îmbrăcată în costumul popular. La nunta tradițională. La nunta tradițională, lângă mirile care să te înțeleagă. Îți doresc multe, multe cântece. Mulțumesc. Și succes.
și ține-te cu același spirit pe care îl ai. Mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc că ai acceptat să vii la acest interviu. Mulțumesc pentru invitație și vă doresc și eu o primăvară frumoasă în continuare și mulți invitați frumoși care au ce vă spune. Noi avem invitați frumoși, spre cum ai fost și tu astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Bate soarele în fereastră, te-au sunat zurgălăi, cu trăsuri cu vornicei. Au venit la mire acasă, vornicei de viță aleasă, și cu mire au plecat, după mirea sânsat. Uite-te ce nuntă bre, stă în loc și soarele, uite-te ce nuntă bre, chiuie și mirele. Uite-te ce nuntă bre, în loc și soarele. Uite-te ce nuntă bre, chiuie și mirele. Ia privește, mamă, soacră, ți-am lăsat banii pe vatră, și-o păpușă ți-am lăsat, mirea sa am cumpărat. Și-au ieșit jucând din casă, cu mire și cu mireasă, au luat și druștele, ca să joace horele. Uite-te ce nuntă bre, stă în loc și soarele. Uite-te ce nuntă bre, chiuie și druștele. Uite-te ce nuntă bre, în loc și soarele. Uite-te ce nuntă bre, chiuie și druștele. Au sosit nașii cei mari, ieșiți mire și mireasă, în piefloare de lecoaseți. Și-apoi când a înserat, a venit întregul sat, joacă tinerii și nașii, soacrele și toți nuntașii. Uite-te ce nuntă bre, chiuie și soacrele. Uite-te ce nuntă bre, chiuie și soacrele. Uite-te, nenașii bre, cum mai joacă corele, saltă-n hor întregul sat, cum de mult n-am mai jucat. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Am revenit în studio alături de o altă invitată. Este vorba de Ludmila Roșculeț, pe care o salut. Bună ziua, bine v-am găsit. Dacă Stela Botez, cea pe care ați privit-o anterior, este de la Cahul, atunci Ludmila Roșculeț vine de la Briceni. Deci geografia dintr-un capăt în altul al Republicii. De la Briceni, din ce sat ești? Satul Criva, la Vamă. Chiar ultimul sat da. Al Republicii, da. Da, de la nord. Vis-a-vis peste Prut, de județul Botoșani, cum ar fi, adică zona Botoșanilor, așa ar fi. Așa am localizat eu pe harta României vechi. Ludmila, eu colaborez cu tine de mai mult timp în sensul că tu vii în cadrul emisiunilor mele cu diverse cântece de la tine de acolo culese, dar în mod special veneai cu deosebite colinde.
tradiția colindatului se mai păstrează, s-a conservat atât de bine acolo la Criva? Păi, cam ca și în toate celelalte sate, începe să dispară totul. Deoarece, un an în urmă, s-a dus un copil în clasa întâia la școală. Vă dați seama ce o să fie generația acelui copil când va fi el mai mare sau... Deci, în sat, mai mult de jumătate de sat nu mai este locuibil, adică toți au plecat, aproape toți sunt în Franța. Cam 600 de locuitori în satul nostru și Casa de Cultură are o lăcată foarte mare. E de plâns, de fapt. Foarte tragic, adică vreau să spun. Poate că se va schimba ceva mai cu timpul, nu știu. Pentru aceasta trebuie de investit în tineri specialiști, cum era odată. 5-6 specialiști într-o casă de cultură, un dansator, 2-3 muzicieni, un director, un conducător artistic. Păi dacă ar fi așa, cred că și colindele noastre n-ar fi pe cale de dispariție. Dar eu le țin și le promovez mereu la sărbătorile de iarnă. Am câștigat în destinul meu 4 colinde foarte tare frumoase. Și le consider că sunt o mândrie a noastră a nordului Basarabiei, dintre care două sunt ale bunicii mele, Zanfira, și costumul care îl vedeți astăzi, la fel, mi-a rămas moștenire. Da, apropo, ți-am admirat Ia, care e cusută cu mergelușe. Și da, este foarte vechi, foarte vechi. Îl îmbrac doar la cele mai importante filmări, așa, emisiuni, ca să rămână în amintire. Și e brodat de bunicuța ta? Da, bunica mea cosea costume și... Deci din satul Marșineț, raionul Nouă-Suliță, regiunea Cernăuți. Era o bună meșteriță în domeniu, însă deci, prutul de câte ori se revărsa venea peste casa ei și într-o oricare puhoi, așa cum se zice acolo, i-a luat prutul toată casa, toate costumele, toate fotografiile. Deci, în practic, aproximativ la vreo 50 de ani când ea avea atunci, deci a fost dezmoștenită total de tot ce avea ea mai bun și a rămas cu copiii în brațe și cu ce a putut ea salva. Adică ăsta este un costum, unul așa mai salvat sau poate l-a cusut mai târziu. Iată istoria costumelor noastre. Da. Mi-a dat înainte de, adică la adânci bătrâneți, mi-a mai dat câte ceva așa din ceea ce a putut ea salva. Iată, asta e. Și ăsta e costumul meu cel mai scump. Păi normal că e cel mai scump. Să ai o asemenea moștenire, scump, da. El trebuie lăsat din tată în fiu, din da, fică. Și vreau să-l mai restaurez, nu știu ce o să pot să fac, a mai trecut odată o restaurare, o să mai vedem. Vechimea aproape o să fie cam 100 de ani, acest costum, cam așa, și toate și firele astea, de unde le găseau, nu știu, acum nu se mai găsește așa mergică, biser se mai spune. Nu e biserul ăsta nicăieri, nu e așa, asta e o sticlă, un fel de ceramică. Ceva foarte valoros. Eu zic să-l porți cu cinste. Să revenim la cântecul Ludmilei Rușculeț. Pe lângă colindele despre care am vorbit, mai ai în repertoriu și niște balade deosebite. Eu am foarte multe, deci cu vârsta mie mi s-a deschis așa calea creației. Vreau să spun că toți cei care sunt în criză și mă ascultă și mă privesc, deci mai ales interpreți tineri, să nu-și piardă curajul, pentru că vine un moment în vârsta ta când, dacă nu renunți la artă, ți se deschide calea creației și poți să scrii și cântece și muzică și versul să-l echilibrezi și tot ce simți poți să pui pe hârtie. De aceea vreau să zic că acum sunt bogată în potențial. Deci, în balade așa frumoase, așezate, cântece doinite, sensuri adevărate. Pentru că când eram la vârsta de 20-30 de ani, nu era mintea atât de dezvoltată în domeniul creației, a muzicii populare și nu aveam atâtea informații ca să te formezi. Era puțin. Radio Moldova și Radio Iași, atât noi ascultam. Acum însă, pentru dezvoltare se poate face mult mai mult și dacă vrei să devii o artistă adevărată, cu siguranță trebuie să ai răbdare, să echilibrezi tot ce poți face tu încet. Nu prea mult, să nu te grăbești. Iată, eu cam așa am mers până în ziua de azi. Vreau să fac ceva, am câteva lucrări, vreau să zic, frumoase, care să le fac într-un stil folcloric. Așa că...
Nu prea mulți muzicanți, o droaie de orchestră, mai mult. Deci vrei cu, așa, cu un taraf. Da, vocea nici nu se aude. Se aude. La computer totul se reglează. Ludmila, eu vorbeam de baladele culese de acolo, de la tine. Tu ai înregistrat la noi la radio o baladă extraordinară. Da, despre Ioan care a băut o travă. Tu ești prea bine dispus azi. Nu. Deci eu am hotărât că despre moarte nu vreau să cânt. Pentru că este foarte, foarte... Pentru mine nu merge până ce-o fi. Despre dragoste, iubire și tata mi-a zis odată, nu cânta cântece foarte triste și foarte tragice. De aceea eu zic că acea baladă fie ea descoperită, dar nu o să o cânt niciodată. Cu toate astea e înregistrată. Îmi place foarte tare și eu cânt balada Miorița, poate o să fac într-un fel... Una din variante, probabil. Da, da, în trei părți foarte frumoasă, dar trebuie... Și o colaborare frumoasă cu al doilea muzician de forță, care va fi probabil unul dintre folcloriștii noștri, nu vreau să zic numele. Deci între instrumente și voce, așa. Adică, dintre balade, Miorița mi este cea mai apropiată. Nu știu de ce. Știm de ce, până la urmă ne reprezintă da, această istorie. Da, și mereu istorie. Deci trage la lacrimi, la... dar oricum merită. Dacă, eu consider așa, dacă îți place, trebuie să o cânti. Probabil că o să o auziți odată. Ludmila, mai mulți ani în urmă, prin anii 90, erai foarte activ în cadrul diferitor concursuri, fie de romanță, cânt și romanță, fie de cântec popular și de fiecare dată te alegeai cu locuri de frunte. Cum era acea perioadă pentru tine? Eram așa un fel de săgeată care nimerește ca un trăsnet prin toți pereții. Așa era caracterul meu. Deci eu vroiam o dezvoltare și știam că concursurile te dezvoltă și asta a început de atunci când am început să lucrez în Casa de Cultură în Briceni și pe noi ne trimiteau la festivaluri și concursuri și asta devenise pentru mine ceva obișnuit și eu de acum, văzând cum este să fii într-un concurs, eu totdeauna ceea ce mi-a plăcut și am crezut că pot face față, eu am participat. Foarte multe concursuri de romanțe am participat aici la Chișinău până n-am luat marele premiu. Și apoi în România, deci la Târgoviște, de foarte multe ori am fost și chiar și pe cont propriu. Tot am venit, totdeauna premiată. Însă în România este mult mai greu, deoarece nu ne primesc ei așa ușor. Există o oarecare politică invidioasă asupra interpreților din Chișinău, că toți sunt cu studii, sunt echilibrați cu vocile, cu ținuta lor, cu înțelepciunea lor. Cu toate și mereu astea... trebuie să vină să ia marele premiu și premiul 1 și 2. Păi da, a tot luat ai noștri marele premiu la Târgoviște. Și de fiecare dată ei stau, nu că nu ne iubesc sau poate ceva așa de genul ăsta, dar sunt puși în situație că toate premiile trebuie să le dea basarabienilor și România rămâne mereu cu premiul 3 și ceva acolo. Dar acum mare... au făcut o șmecherie mult mai bună, au pus în valoare mai mult interpretarea clasică și la clasică ei sunt mai tari decât noi, pentru că clasicii noștri nu se duc în romanțe, interpreții din operă și balet nu se duc încolo, habar n-au ei de romanța noastră, ei știu a merge peste hotare în turnee și... Aici și s-a închis cu Basarabia. Hai să nu fiu de acord cu tine, da. Cred că ăsta e motivul. În ultima vreme, deci depinde cine este în juriu, însă cine au luat marele premii, toți au cântat doar clasică. Bine, vocele clasice. Eu știu și foarte mulți cântăreți de la noi care au luat marele premiu anume la Târgoviște, cred că nu după în motivul... În ultimii 5 ani doar așa, eu cred, eu garantez, știu. Bine, că am mai fost și eu pe acolo în postură de redactor și am văzut situația. În orice caz, în 2015, 16, 17, toate marile premii au luat interpreți de operă. Asta bine, au alte lor. Criterii. Nu ne supărăm. Au alte vremuri mai bune, poate. Au alte criterii de apreciere. Da, probabil. Bine, tu cu premiul de acolo sau fără premiul de acolo, oricum continui să cânti romanța, să abordezi da, acest cânt gen. Da, și vreau să înregistrez niște romanțe noi pentru mine. Cu melodia, adică create romanțe specifice vocii mele și tematicii mele. Sunt în creație două romanțe așa. Urmează să le fac, dar nu chiar acum, pentru că a scoate o romanță în lume, asta înseamnă a scoate o perlă, trebuie să scrii ceva foarte frumos.
cu cântecul popular, cum rămâne. Știu că ai făcut o sumedenie de cântece la tema nunții. Și despre nănaș, și despre nănășică, și despre nuntaș. Asta ți-a dictat realitatea, faptul că tu mulți ani cânti la nunți? Da, într-un fel, pentru că până la urmă, un interpret la noi, deci majoritatea interpreților se mențin din lucru nopților la petreceri și trebuia să fac ceva așa specific ca să pot merge mai departe și trebuia să împart cumva și una și alta. Și am scris câteva cântece frumoase, chiar pentru nănășica mea am scris, i-am dedicat ei, am luat-o eu pe ea ca un exemplu în cântec și cred că mi-a reușit și pe nănașul la fel. Însă, știți, fără cântece de nuntă tot nu este interesant. Fără mireasă, fără rămas bun de mireasă, fără soacră mică, fără... Dar mi se pare să fie textul foarte bine ales, să fie așa cumva făcut frumos, că parcă să înflorești când asculți, să te vezi la nunta aceea. Ceea ce nu toți reușesc să facă. Și nu-mi place muzica de pahar. Nu știu de ce, băutura și beția asta pentru mine... Deci nu abordez această temă. Place asta. Pot să spun așa, de un micuț pahar sau ceva să gust, de a gusta, dar nu de a ne îmbăta. Ceea ce am văzut niște fete tineri care cântă că până nu cădem sub masă, mie mi-a fost rușine să ascult așa ceva. Bine, că în tradiția noastră femeile nici nu cântau de pahar, asta este adevărat. Dar este... o incultură totală să abordeze așa temă, pentru că noi luptăm cu alcoolismul în familiile noastre, cu la majoritatea în Moldova, deci la noi, în familiile noastre, cineva a fost un om băutor, ori bunelul, ori părintele, ori... De sinistru, nu cred că e chiar așa. Păi că așa spun statisticile, mai studiez și eu. Ei lasă, adică da. Sunt... Bine, deci... așa, de pahar nu tare îmi place să cânt. Tema dragostei. Tema dragostei, o abordezi? Da, de iubire, de bade, de mamă, de țară, de străinătate. Astea sunt temele mele. Tu tot vorbești temele mele, am făcut o melodie. Să înțeleg că tot ceea ce cânti e făcut de tine, e creat de tine. În mare parte, da. Și text și muzică. Și text și muzică, da. După ce coci un asemenea cântec în mintea, în sufletul tău, îl arăți cuiva? Te mai consulți cu cineva? Eu urmăresc doar un lucru, să nu fie furat. Pentru că atunci când furi, asta e din viață, pentru că dacă ai furat, să știi, adică nu-ți merge, nu se... Cânticul ăsta este investiția zadarnică. Deci, poate, mai spun dirijorii că se poate 4 tacte să fie asemănătoare cu tare cântic sau cu tare... Păi lasă să fie asemănător, dar chiar unul la unul să fie asemănător. Când eu se deschide un Mărioară de la Gorj și îmi cântă un alt cântec și acolo din Mărioara de la Gorj luat 2 tacte, eu le cunosc, deodată ele mie îmi sună în ureche, adică mă displace. Deci eu caut ca să nu fie furt, să nu fie asemănare. Un pic poate de influență, poate, da. Acum nimic nou sub soare nu este. Doar ca să te afirm ca interpret, ar trebui să scrii ceva așa frumos și specificul tău. Că nu fac eu milizme așa cum face Maria Ciobanu, nici nu-mi trebuie, cum zicea cineva, nici nu cânta ca ea, că nimeni nu o să te primească. Normal. Sau zicea Sofia Vicoveanca că nu trebuie nimeni să o copie, că toți o să zică că cântă ca ea, adică ceva de sensul ăsta, că cântă ca cu tare sau ca cu tare. Nu prea mă stărui în glas să dau asemănări. Dar pot cânta ca fiecare. Dacă învăț cântecul, îl cânt unul la unul. Păi, nunțele la care mereu așa, ești... Așa, am trecut prin toate cântecele. Maria Lătărețu, Irina Loghin, Maria Ciobanu. Foarte tare m-a marcat Sofia Vicoveanca, foarte mult. Îmi place, ea este o minune pentru mine. Stilul ei de a scrie textul, de a aborda sensul, tema unui cântec, mult de la ea învățat, de la toate câte puțin învăț. Și nu mi-e rușine să spun, pentru că fiecare la rândul lui învață de la altcineva, predecesorul său și rămâne, pe urmă, noi transmitem tineretului ceea ce am învățat noi.
Ludmila, te-ai încercat și în muzica ușoară. Ai elaborat chiar și un disc unde ai preluat cântece din estrada internațională. Era o necesitate sau așa a simțit sufletul tău? Eu cânt muzică ușoară de la început și o cânt foarte ușor. Mie mi se dă ușor să cânt muzica rusească toată, în special cele mai mari interprete a Rusiei. Dar eu aleg cântecele care sunt frumoase. Adică mie nu mi-e rușine să spun, eu nu știu cântecul celălalt, că el mie nu-mi place. Și gata, nu-mi place, nu-mi merge la vocea mea. De multe ori mi se cere să cânt niște cântece vai de capul lor, așa cum să zic. Nu cânt așa ce, da, nu cânt, nu-i pentru mine, nu vă supărați. Am fost educat așa cu Sofia de Cerotaru, Ala Pugaciova. Deci astea pentru mine au rămas ca o pecete așa în suflet. Însă nu m-am luat după ele. Am încercat să, la fel, să-mi scriu singură cântecele, să le ticluiesc acolo. Am făcut câte ceva. Dar e mai greu cu aranjorii de muzică ușoară la noi în Moldova. Deci pentru mine încă nu s-a găsit persoana care să facă ceea ce vreau eu. Așa, stilul meu. Eu dacă mă duc la aranjori, acolo se începe luptă. El spune așa, eu spun altfel. Și costă mulți bani și nu știu ce acolo. De aceea muzica ușoară a rămas puțin în urmă, dar am preluat de la șlagăre diferite. Le-am înregistrat și mi s-a primit. Nu pun accentul că anume muzica ușoară pentru mine este ceva foarte, 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 foarte important. Deci pentru mine sunt la 50 la 50 și populare și ușoară, dar consider că muzica populară va rămâne după mine ceva mai valoros, pentru că în muzica populară te exprimi mult mai sincer, mai frumos, mai... În muzica ușoară nu poți să cânti ceea ce poți cânta în muzica populară despre mamă, despre țară, despre sat, despre neam, despre cei care au plecat și baladele, toate astea se încheagă într-o poveste a noastră, a moldovenilor. Care e ocupația de bază a Ludmilei Roșculeț acum? La moment, deci, sunt angajată într-o grădiniță, așa, cânt la petreceri, cu muzica, nu mai mult decât muzică. Am făcut diferite ocupații, însă am înțeles că știu că ai avut mine, și colective de copii. Da, nu. Pentru mine deja, știți, nu mai este interesant să fac altceva. Predau lecții de vocal la persoane mature, care, mai ales în muzica populară, nu ca un vocal începător. Pentru că, vă zic, pot cânta ca și toate celelalte interprete, dar nu vreau să mă laud cu asta. Eu le înțeleg firul, cum ele conduc glasul. Și dacă observ că interpretul, cel care are un vocal bun, undeva nu-i ajunge ceva, eu înțeleg în care direcție el, pe care linia, cui interpret merge el. Și căutăm și găsim regula și o respectăm și glasul este bine format. Deci așa, vocal, grădiniță. Și cei doi băieți pe care ai acasă? Da, și doi băieți, trei. Trei ai? Și unul mare. Cu soțul. Și unul mare. Și copiii tăi cât de mari sunt? Băiatul mai mare, 21 de ani, Tudor, este student la acordeon la Universitatea de Arte Plastice și Muzică. Cel mic Marius este clasa a treia. Și soțul e? Și soțul artist fotograf, Iurie Foca. O familie de artiști. Da, o familie de artiști. De ce ești așa de bine dispusă astăzi? Văd că... Mereu. Mereu, așa să fii mereu. Îți doresc succese mari în tot ceea ce îți propui, fie în muzica ușoară, fie în romanță, fie în cântecul popular. Important e să te simți bine și mereu inspirată. Mulțumesc! Stimați telespectatori, iată aici emisiunea noastră, i-a sfârșit. Vă așteptăm și la ediția viitoare. Acum vă zic la revedere! Foaie verde, măr domnesc, lume dragă, mă gândesc, măi,
Viața frumos de-o trăiești, zău că nu îmbătrânești, măi. Eu petrec că-i vremea mea și-mi trăiesc tinerețea. Orice aș face sunt voioasă, supărările mă lasă. Dragă-mi este vorba bună, ia pe oamenii adună lumea mea, măi. Moi petrece și-o iubi, cât în viață voi trăi, măi, lumea mea. Dragă-mi este vorba bună, ia pe oamenii adună lumea mea, măi. Voi petrece și-o iubi, cât în viață voi trăi, măi, lumea mea. Chiar dacă îmbătrânesc, tot mă bucur că trăiesc. Fac la toată lumea bine, ca așa inima în mine. Nu mă tem de dușmănie, am prieteni dragi, 1000. Lumea toată mi-o iubesc și tot binele-i doresc. Dragă-mi este vorba bună, ia pe oamenii adună lumea mea, măi. Moi petrece și-o iubi, cât în viață voi trăi, măi, lumea mea. Dragă-mi este vorba bună, ia pe oamenii adună lumea mea, măi. Voi petrece și-o iubi, cât în viață voi trăi, măi, lumea mea. Eu petrec și sunt voioasă, supărările mă lasă. Fac la toată lumea bine, ca așa inima în mine. De ești harnic și muncești, norocul ți-l făurești. Omul în viață e sortit ca să fie fericit. Dacă ai inima bună, toate în viață se adună. Dragostea și mângâierea și norocul și averea. Dragă-mi este vorba bună, ia pe oamenii adună lumea mea, măi. Moi petrece și-o iubi, cât în viață voi trăi, măi, lumea mea. Dragă-mi este vorba bună, ia pe oamenii adună lumea mea, măi. Voi petrece și-o iubi, cât în viață voi trăi, măi, lumea mea.